Salutare tuturor! Astăzi prelungim să lecturăm. Noi citim, voi ascultați, cartea Aproape sigur de Lisa Graf. Și continuăm. Nu, am răspuns, fiindcă nu știam ce făcea. Mi-a spus ea, chiar lângă școală, Tasty Delight, cel despre care mi-ai spus tu, mai ții minte? Îmi aminteam. Și îmi promit că în fiecare marți după amiază, după ce se termină ora, am să trec pe acolo și am să mănânc o înghețată. Cu bombonele pe ea am întrebat, fiindcă știam că îi plac. Cu o mulțime de bombonele, a spus. Nu sună rău deloc. Așa-i? Așa că acum, în fiecare marți dimineața, când mă trezesc, în loc să mă gândesc, of, iar am oră cu domnul Milton. Încerc să mă gândesc. Ura! Astăzi, după ore, merg să mănânc o înghețată. Am strâns din ochi neîncrezător. Și funcționează? Am întrebat. Nu-ți mai vine să te îmbolnăvești? Calista a dat din cap. De cele mai multe ori, nu mai vine. M-am gândit puțin la asta. Se poate ca mâine să fie ziua mea de gogoș? Am întrebat. Calista mi-a întins volumul pe care scria. Johnny Tremurici, în loc de capitanul Kilot. Cred că trebuie să fie. Bine, am spus. Dar în loc de înghețată, n-aș putea să mănânc gogoș? Fiindcă gogoșile îmi plac și mai mult. Bine, am eu grijă să mergem la gogoș. După ce ieși de la școală, a spus Calista. Am putea merge la gogoșerie de pe 78 Street? Acolo au cele mai bune gogoși, mai bune decât și cele de la magazinul nostru. Sună perfect. Dar știi, gogoșeria e la celălalt capăt al 78 Street. E cam departe. Nu este prea departe pentru ziua de gogoși. Acum la culcare cu tine, Albi, da? Noapte bună! Noapte bună, Calista! Gogoș! M-am gândit după ce am terminat de citit și am stins veiosa. Gogoș! Din când în când îmi mai venea în minte lucrarea de control de a doua zi. Dar, în general, Calista avea dreptate. Era mult mai bine să aștept cu nerăbdare ziua de gogoș, decât să aștept lucrarea de control la scriere. Trecem la un nou capitol, după aceea. Lucrarea de control a decurs binișor. Aveam să aflu ce notă am luat abia luni, dar cred că nimerisem mai mult de 4 cuvinte. Poate că făcusem chiar perfect. Când am ajuns la gogoșire de pe 78 Street, Calista m-a lăsat să-mi cumpăr o gogoașă cu ciocolată, plus o gogoașă cu gem. Au fost foarte bune amândouă. Aproape că meritați să dau o lucrare de control la scriere pentru ele. Aproape. Trecem la un nou capitol. Luni. Domnul Clifton ne-a spus următoarea glumă. Care este măsura penarului? Iar răspunsul a fost. Linearul. La gluma asta nu a râs nimeni. Trebuie să vă străduiți mai mult, domnule profesor, a spus Savannah. La asta, domnul Clifton a început să râdă. Cred că gluma asta nu va spune și elevilor de anul viitor. Trecem la un nou capitol. 6 cuvinte. Am reușit să scriu corect 6 cuvinte la lucrarea de control de ieri. 6 cuvinte întregi. Mai mult decât oricând, până atunci. Le-am scris corect până și îndeosebi. Limba. Pe asta l-am greșit. Fiindcă am scris N în loc de M. Ăsta e un cuvânt greu, mi-a spus Calista, după ce a bătut palma cu mine, felicitându-mă pentru cele 6 cuvinte reușite. Și eu îl scriu greșit câteodată. Cred că asta era o minciună, dar am lăsat-o așa. Fotbal. Și pe ăsta îl greșisem. Fotbal. Ar fi trebuit să fie un cuvânt ușor, dar am scris D în loc de T. M-am încurcat și am dat-o în bară rău. Așa se întâmplă uneori. Greșești la ce este cel mai ușor, a spus Calista. C-
Calista m-a dus la magazinul de la parter și a povestit lui Hugo cum am scris eu. 6 cuvinte corect. Iar el a fost impresionat așa de tare încât mi-a dat o prăjitură labă de urs enormă, pentru care a zis că nu trebuie nici măcar să-i aranjez paharele. Eu totuși le-am aranjat. Și am aranjat și o grămadă de baderole de carton pentru pahare. Hugo și Calista au stat puțin de vorbă. Nu mă puteam hotărâ dacă să mă bucur pentru cele 6 cuvinte sau nu. Pe de o parte, 6 cuvinte însemna destul de bine. Nu mai reușisem niciodată atâtea. Dar pe de altă parte, 6 nu însemna perfect. Nu era nici măcar aproape perfect. Iar tata spusese că trebuie să fac perfect. Mulțumesc pentru atenție! Astăzi a fost a 38-a zi de lectură. Pe curând, dragii mei, ne revedem data viitoare!